Coma este una dintre puținele trupe care în 2018 nu se ferește să pună o chitară distorsionată, acordată foarte jos, într-o piesă. Și ia ghișce, mai și țipă peste ea. Trupa asta este un cadou adus muzicii și în special scene alternative din România, pentru că într-o lume în care nu metalul este mort de ani buni, ei au reușit să găsească o cale să-l resusciteze. Cu fiecare piesă de pe ultimul lor album, deși esența a rămas aceeași, au reușit să aducă ceva fresh în lumea rock-ului și, repet, acel urlet și chitara distorsionată, dacă altădată părea ceva normal, acum este ceva special. Totuși, ceea ce pare a fi la prima vedere ceva agresiv, datorită vocii lui Cătălin și în special versurilor, melodiile creează o senzație de liniște. Parcă cu fiecare vers și cu fiecare metaforă, fiecare cuvânt ales și pus cu grijă și atenția la detalii, Cătălin desenează un tablou ce ți se imprimă în imaginație și te duce în cu totul și cu totul altă zonă unde grijile nu mai există. Majoritatea melodiilor sunt redate ca o poveste. Practic, Coma asta face, cântă o poveste și îți arată că nu este nevoie de un beat happy ca o melodie să fie automat fericită. Pentru că în piesele de la această trupă poți să găsești o parte din fericire prin furie, prin liniște și prin cuvintele care sunt puse în așa fel încât să pară că-ți dansează în creier. De asta, Cătălin este un liricist excepțional, pentru că are grijă la fiecare detaliu și mai mult de atât nu spune direct despre ce este vorba. Te lasă pe tine ca ascultător să găsești mesajul. Iată un exemplu destul de simplu. În loc de norii se repetau de ceva timp, când deodată ai apărut, iar mâna ta m-a prins mai altfel ca oricând, putea să spună că trecea timpul și tu ai venit și uite ce frumoasă ești, ceea ce ar fost oribil din punct de vedere artistic. Nu o să stau să analizez versurile sau să le interpretez într-un fel, pentru că asta puteți să faceți și voi singuri ascultând Coma. Totuși, cum de o trupă care are o vechime de 20 de ani reușește acum să fie la cel mai înalt nivel pe scena alternativă din România? Este simplu, prin fani. Pentru că până la urmă așa trăiește orice scenă alternativă și în special scena de la noi, care, apropo, este la un nivel destul de ridicat și chiar are ceva de spus, adică are un cuvânt de spus în zona urbană. Deși au scos destul de rar materiale, Coma este o trupă care nu pierde, ci strânge public de la an la an. Public care de fiecare dată este nerăbdător în așteptarea unui concert. Cel mai recent exemplu este al concertului de la Herăstrău, unde erau două scene și deși la scena mare cânta deja cineva, în fața scenei unde urma să cânte Coma erau deja câteva sute de persoane care așteptau. În ceas pierdut, cât un răspuns, sărut scăpat din ce s-a tot dus și un tren să aștept o cale în plus. Plus că în această zonă alternativă, artiștii obișnuiesc să fie ceva mai retrași, adică nu ies în evidență prin vedetisme. Pur și simplu, ei vorbesc prin muzică, ceea ce te face pe tine să fii mult mai apropiat de ei, pentru că îi vezi ca pe niște oameni normali. Datorită acestui fapt, relația dintre public și trupă este mult mai strânsă și în unele cazuri, exact cum spun cei de la Subcarpați, se simte ca și cum ar fi o mare familie. Pentru că, cum am mai spus, nu pare că există o diferență între cei de pe scenă și cei din public. În cazul lor, live performance-ul este într-o evoluție constantă. Se simte experiența trupei și, din nou, publicul care se manifestă fără îndrumare din partea membrilor. Spre exemplu, în timpul piesei Cântăm Povestea de la Natura Fest, publicul a aprins luminile telefoanelor fără ca vreun membru să ceară asta, which is pretty cool. Ei sunt un exemplu al faptului că un artist poate vorbi numai prin muzică. Ultimele două cazuri și poate cele mai evidente sunt legate de campaniile pentru salvarea naturii și prevenirea bullying-ului în versiunea acustică a piesei Cel mai frumos loc de pe pământ, respectiv prin single-ul Bine. Și că am vorbit despre acustic, există și un material acustic lansat în 2008 sub numele Coma Light. Și cu siguranță nu sunt străini față de Unplugged, pentru că se întâmplă din când în când ca în timpul unui concert să te surprindă cu versiuni acustice la piese precum Keep sau Vezi. Așadar, cu influențe vizibile de la trupe precum Deftones sau Tool, Coma a reușit odată cu ultimul album să-și lărgească orizonturile și să găsească un sound unic care cu siguranță va rămâne în istoria scenei alternative din România pentru mult timp. Prea simplu de ne. Ține-mi inima în chef, culturii la cum zboară în cer. Da, și cam atât pentru
pentru astăzi. Eu vă mulțumesc pentru vizualizare și nu uitați să mă susțineți pe Patreon și pe celelalte linkuri din descriere. Până data viitoare, go, go Power Rangers!